De ani de căsătorie. Iacă-ne jumătatea veții mele aici lângă dumneavoastră la Năvodar. Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, fericire, noroc. Și vreau să spun și eu la mulți ani celor care poartă sfintele nume de Gheorghe și tuturor florilor pentru mâine. Și nepoțelului meu Ciprian Florin de la Sunet. Ce cuvinte frumoase spune olteanca mea pentru toți cei de la Năvodari. Meritați un strop de bucurie într-o mare zi de sărbătoare, azi de Sfântul Gheorghe, mâine de flori, cu ocazia sărbătorilor de Paște, soții Mariana și Mihai Călin, alături de dumneavoastră, aici în Parcul Central. V-am adus cântece frumoase, cântecele mari creații mari noastre artiste, Maria Cornescu. A fost odată un cuplu minunat, Maria Cornescu și Bănășoiu Drag. Iar acum din urmă vin Mariana și Mihai Călin. Hai că ți-au murit lăudătorii! Mulțumim din suflet! Mulțumim din suflet de prezența dumneavoastră astăzi aici în Parcul Central. Chiar dacă este frig, v-am adus un strop de bucurie. Aleargă să te încălzești! Auzit, of, Maria.
să ne plimbem satul tot mai. Să ne vadă ori și cine că-ai fugit mândrumie. Stimați spectatori, vreau să vă spun că aceste cântece sunt creațiile marii noastre artiste Maria Cornescu. A spune mulțumesc în fața dumneavoastră aceste mari artiste pe care dumneavoastră ați iubit-o 45 de ani de cântec, care doamna Maria Cornescu v-a mângâiat sufletele. Astăzi marea noastră artistă a spune mulțumesc este prea puțin pentru ceea ce face pentru soții Mariana și Mihai Călin. Nimic nu facem altceva decât să-i ducem cântecul mai departe și frumusețea costumelor. A rămas un om minunat, un om cu un suflet extraordinar. Când vorbesc despre doamna Maria Cornescu, am lacrimi în ochi. Fiindcă această mare artistă, chiar dacă ne-a ales pe noi, n-am avut nimic de ascuns decât să mergem la dumnea ei, să ne asculte dacă avem voci și mai ales să cântăm de repertoriu dumnea ei. Noi nu suntem nici creatori, nu suntem nici compozitori, decât să cântăm așa cum am cântat acest cuplu minunat. Dar ar fost un cuplu extraordinar pe care dumneavoastră i-ați iubit, Maria Cornescu și Nelu Bălășoiu. Iar noi suntem un cuplu pe care iubim cântecele și am îndrăgit și pe ei ca interpreți, ca oameni, și de aceea ne-am cerut permisiunea și doamna Cornescu cu toată dragostea a spus să cântați așa cum am cântat și eu o viață întreagă publicului românesc. Basilica din Pitești, mult mai vorbești! Bine ne mai zice Olteanca. Hai să cântăm, că de asta am venit. Sigur că da. Muzica.
Nu mai pot avea mă.
Mulțumesc frumos! Did you?
Vă salut aplauzele, e să vină mai ce aplauzele, o nevădare! Mulțumim și vă iubesc din suflet! Să ne trăiești dumneavoastră că meritați! Păi datorită lui să vezi scenă eu, că fără el n-aș fi avut curaj, vă spun sincer. În meseria asta, dacă nu are cine să te încurajeze, nu îl răzbești. Mamelor. Aici văd o mamă foarte necăjită și neputincioasă. Aveți copii? Să vă trăiască! Vin pe la dumneavoastră? Nu vine. Urât din partea lor. Cine are o mamă să se uite ca la Sfânta Icoană? Numai după pensie vine, vorba dânsului. Oh,
Și-a sărutat gura mea o mărie din roata mă. Și-a sărutat gura mea o mărie din roata mă. Și-a venit la Craiova mai și n-a mai scăpat de ea mă. Eu de ea n-am mai scăpat până nu ne-am încununat mă. Și-a venit la Craiova mai și n-a mai scăpat de ea mă. Și n-a mai scăpat de ea mai și acum e nevasta mea mă. Ca să-mi curască familia și de unde mă ia, a venit cu cineva cu motocicleta. În loc să vină în comuna Roata de jos, s-a dus la o grăzin și s-a răsturnat cu motocicleta cu tot. Păi nu mi-am găsit o teanga. Iată că avem 33 de ani de căsătorie, vreau să vă spun, soția mea a făcut 50 de ani pe 12 martie, iar eu am făcut 60 pe 20 martie. La mulți ani. Și ne simțim exact ca la 20 de ani. Ca la început și la început cum te simte? Să știți, într-o căsnicie trebuie să te înțelegi. Stimați spectatori, dedicăm cântecul acesta care poartă numele Sibiului, de ce nu mai cânti Mărie.